s-a vorbit despre nu te teme și astăzi o să menționăm câteva gânduri cu privire la nu vă îngrijorați, a nu ne îngrijora, considerând că este foarte legată una de cealaltă și dacă stăm bine și ne gândim, eu nu știu dacă există vreodată un moment în care există temere să nu fie și îngrijorare. Sau dacă există îngrijorare să nu fie și temere. Una o implică pe cealaltă. Și unde este una, și-o acceptăm să își facă lucrarea, îi dăm curs, acolo va fi și cealaltă. Și despre amândouă, Biblia vorbește foarte clar și sunt foarte multe versete care arată foarte clar că nu sunt de la Domnul, nu sunt benefice, ci dimpotrivă Biblia sau Domnul, dacă vreți, le condamnă. Adevărul este că ele nu ar trebui să-și aibă loc în viața unui adevărat credincios. Însă realitatea este alta. De multe ori și temerea, în anumite momente, își face loc și apoi categoric și îngrijorarea, frământarea. Și aș vrea în această zi să vedem, vedeți, noi sau Domnul nu vine să condamne pe cineva care se îngrijorează, nu vă îngrijorați. Și noi spunem păcatul adulterului de bună oară sau cine fură, sau cine ucide, sau cine face, clevetește. Astea sunt păcate mari pe care Biblia le condamnă. Dar îngrijorarea de bună oară atrage după sine alte păcate. Îngrijorarea nu este singură. Și aș vrea în această după masă câteva lucruri să le vedem. Ce atrage după sine îngrijorarea și de ce Biblia o condamnă, de ce nu este bună? În Noul Testament, de fapt, este menționat foarte interesant. De 366 de ori, nu vă îngrijorați. Și pentru anul care are 366 de zile, pentru fiecare zi, există un cuvânt din partea Domnului pentru ai Lui. Nu te îngrijora. Și e nemaipomenit asta numai în cazul în care dimineața când mă scol, când mă trezesc, iau efectiv, sunt niște stâli puternici, niște pivoți pe care avem aici în Cartea Sfântă, suporturi nemaipomenite. Și dacă le luăm aceste versete în fiecare zi, ele vor avea un efect foarte mare. Dar dacă nu, vor apărea tot felul de stări de destabilizare și ne vor arunca în tot felul de acțiuni nefaste, care nu-s bune și care atrag după sine altele. De aceea, foarte interesant, mi-am zis, anumite lucruri bune, vedeți, omul lui Dumnezeu Pavel spune, mie nu mi-e greu să vă spun mereu aceleași lucruri. Nu mi-este greu să vă spun mereu aceleași lucruri. Iar vouă vă este de folos. Lucrurile bune trebuie implementate, le spui de multe ori și foarte greu prind. Sau în doar un moment așa de ezitare și imediat parcă l-ai uitat. De aceea ele trebuie mereu sădite, mereu spuse. Mai auzim câteodată câte o afirmație, zice, eu nu vreau același lucru a doua oară să-l spun într-o biserică. Astea sunt afirmații ieftine. Până nimeni nu e mai mare decât Pavel. Să nu uităm, nu ne ridicăm noi la talia lui Pavel, nici pe departe. A fost cel mai mare om al lui Dumnezeu și lumina care a avut-o Pavel, nu a avut-o un altul. Petru recunoaște când vorbește despre Pavel și Petru a fost un om ales, noi știm chemarea lui Petru. Și Petru spune, zice, după cum ne vorbește și preiubitul nostru frate Pavel, ca și în toate epistolele lui când ne vorbește despre aceste lucruri, în ele, în aceste epistole, sunt lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Și omul acesta cu atâta descoperire, că el vorbește la un moment dat în Efeseni, în capitolul 3, citindu-le, zice, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care nu fusese făcută cunoscut în celelalte viacuri, în felul în care o descoperit-o acum Domnul, sfinților apostoli și proroci ai lui. Și totuși el se oprește aici. Nu vorbește mai mult. Dar în epistolele lui, el se repetă mereu lucrurile de fond.
Vreau să vă spun că există lucruri de fond, există alte lucruri care nu ne vizează chiar direct și care nu sunt neapărat de o importanță primordială. Cum e una sau cum e alta, anumite lucruri nu au o valoare atât de fundamentală. Dar sunt lucruri fundamentale, principii de bază. Alea trebuie mereu menționate, mereu subliniate, mereu trebuie scoase în evidență. Vedeți, ca și la un copil în familie, îi spui copilului, uite, nu fă asta. Păi o spui ani de zile, cum crește odată cu creșterea lui. Păi nu înseamnă, păi am spus odată, acum dacă o face problema lui. Un părinte adevărat nu vorbește așa. El este interesat și o spune așa, o spune mâine. Dacă e cazul, spune ani de zile până când copilul e mare. Și sunt unii mari și atunci tata și mama îi spune. Nu îi spune pentru rău, îi spune pentru binele lui. E adevărat că la un moment dat nu mai are efect, asta e altă problemă, dar trebuie spus. Nu în mod întâmplător spune acolo Cartea Sfântă, să dește, vorbește copilul, învață-l calea Domnului cât este tânăr. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Eu aș dori să avem un suport pentru această afirmație pe care noi avem în Cartea Sfântă menționată de 366 de ori, nu vă temeți. Și m-am gândit că cel mai frumos parcă aici în Matei, în capitolul 6, e adevărat și în Evanghelia după Luca și după Marcu, îi consemnată această temă foarte frumos, chiar de Domnul Iisus, ea e preluată de apostoli. De aia arată valoarea ei mare. Pentru că Domnul Iisus îi pune bazele și arată că... Și spune clar, nu vă temeți, nu e în ordine cu cel ce se teme și cu cel ce se îngrijorează, e legată una de cealaltă. Dar apoi apostolii preiau și ei întăresc în continuare în epistolele lor, spunând să nu ne îngrijorăm. Așa din Matei câteva versete, nu le citesc pe toate. Mai întâi versetul 25 spune, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră. Gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca, oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi mai cu mult mai de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, rețineți? Chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cod la înălțimea lui? Și de ce vă mai îngrijorați? De îmbrăcăminte. Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torn, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Și acum continuă, nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, lumea, Tatăl vostru cel cere știe că aveți trebuință de ele. Asta uităm și de multe ori avem impresia că numai noi, Domnul a uitat de noi. Zice aici, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprierea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Și finalul este versetul 34, nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși, ajunge zilei necazul ei. Eu aici de la început, chiar dacă și altă dată s-a făcut distinție, eu vreau din nou să subliniez. Vedeți, a te îngrijora e una, e un păcat. Pentru că atrage după sine alte păcate consemnate în Biblie. Dar a te îngriji este cu totul altceva. Biblia, vedeți, chiar vis-a-vis de cei din familie, când e vorba de dacă cineva are văduve în familie sau cei din cei care sunt într-o stare de neputință sau, mă rog, persoane care au nevoie de o îngrijire. Spune acolo că mai întâi trebuie să fim credincioși vis-a-vis de cei din familie, să îi îngrijim. Dar nu spune nici în dreptul lor să ne îngrijorăm, nici măcar pentru astfel de persoane care poate o avem în familia noastră. Să ne îngrijorăm și să ne frământăm mintea. Nici asta măcar Biblia nu permite. Vedeți, nu există o derogare pentru cineva în seara asta aici. Cineva care, uite, eu fac o excepție, sau Domnul să vină spună, cazul tău e un caz de excepție. De la regula generală. Tu poți să te îngrijorești și tu poți să te frămânți. Problema ta este atât de mare, de fundamentală, încât, uite, tu ieși din sfera pe care eu am aici în Cartea Sfântă, în cuvântul meu.
Noi nu există. Toți ne încadrăm aici, în perimetrul ăsta. Pentru că Domnul are pentru toți întotdeauna rezolvări păstrate. Întotdeauna. Nu-i ceva, nu-i cineva care să nu aibă. Domnul are. Toată problema este, sigur, să știm cum să acționăm. Să știm cum să acționăm și cum să ne rugăm și cum să ne comportăm ca să beneficiem de aceste rezolvări pe care Domnul le are păstrate pentru ai Lui. Pentru ai Lui le are păstrate. În momentul în care ne îngrijorăm, în momentul acela, sigur, putem greși și vom vedea în continuare câteva lucruri. De ce ne spune Biblia foarte mult să nu ne îngrijorăm? Înainte de a menționa aceste lucruri, mai aveau încă o subliniere să o fac. Dacă e vorba de o îngrijorare, Biblia dă voie. Dă voie, dacă vreți. Îngrijorare. Dar și asta mai mult o grijă, grija spirituală sau îngrijorarea spirituală. În sensul că vreau mai mult, doresc mai mult, mă frământ mai mult pentru cele sfinte. Nu sunt mulțumit. Îngrijorarea are în sine o nesiguranță, să știți, și o temere, e legată una de cealaltă. Nesiguranță și o temere. Mă tem de ceva, mă tem de ziua de mâine, mă tem pentru copiii mei. Acum recent am discutat cu cineva și fac așa ca o paranteză, că mi-a venit chiar acum în minte, o persoană care era frământată cu privire la familie. Și era frământată cu privire la copiii pe care îi avea, că ce vor face copiii? Să frământa cu ceea ce va fi peste ani de zile, când ei vor fi mari. Și a spus, dacă așa pui problema, înseamnă că tu ai luat în contul tău, în mâna ta, soarta copiilor tăi. Și tu vrei să te îngrijești, să le pregătești pentru fiecare, spunea, zice, un tată adevărat, își are garantat un apartament, o casă pentru fiecare copil. Dar unde scrie asta? Unde scrie asta? Pentru noi, părinții de bunoară, nu s-au gândit la așa ceva. Sigur, dacă îi și îi poți oferi copilului, astea sunt cazuri de excepție, dar în general nu e așa. Dar în momentul în care ai luat în contul tău, aia înseamnă că, sigur, tu vrei, tu ai încredere în tine și așa mai departe. Dar în același timp persoana o punea sub o altă formă. El aici încerca să spună, nu mai pot, deja am prea mulți copii. Nu mă pot îngriji de toți, ca și când dacă ai 2-3, atunci te poți îngriji, una din problemele fundamentale pe care familiile tinere le pun, să știți. Și-o pun sub forma aceasta și cad și se împotmolesc și ajung la tot felul de dureri și de amaruri. De aceea, în această seară, Domnul vrea să ne conștientizeze unde Biblia spune clar, acolo trebuie să ne ținem de cuvântul lui Dumnezeu. Iau cuvântul acela, mă leg de el și aduc doar aminte Domnului, Doamne, Tu ai spus așa, eu mă încred în cuvântul Tău. Încă o dată, a nu te îngrijora înseamnă a nu te teme, a te teme înseamnă a te îngrijora. Teama atrage după sine îngrijorări și îngrijorarea atrage după sine tot felul de temeri și atunci omul greșește. Îmi vine în minte păcatul acela, unul din păcatele mari. El a fost momentul de cădere al lui Saul, probabil că a fost amintit aici și a fost altă dată, dacă nu data trecută. Spune Biblia despre Saul, împăratul Saul, că el la un moment dat a fost lepădat de Dumnezeu. Și ne spune cuvântul Domnului, Domnul i-a spus lui Samuel, du-te la Saul, uite ce a făcut. Repede a lepădat cuvântul meu. Și Samuel o plâns și s-o duși. Când s-o dus, s-a auzit un behăit de oi, de turme și vaci ce erau acolo. Și când s-o dus, Saul a ieșit înainte și a spus, zice, am ascultat cuvântul Domnului, fii binecuvântat de Domnul. Atunci Samuel îl întreabă, nu-i răspunde la salut, ci îl întreabă, zice, ce e behăitul ăsta de care îl aud? Păi zice, sunt oile și animale cele mai bune pe care poporul le-a lăsat și le-a cruțat și așa mai departe. Și atunci Samuel îi spune în continuare și ajunge la un punct și spune, zice, placoare Domnului mai mult arderile de tot decât ascultarea, ascultarea face mai mult decât arderile de tot și împlinirea cuvântului mai mult decât grăsimea berbecilor. Neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea și împotrivirea ca și închinarea la terafim și la idoli. Îi placoare Domnului mai mult astfel de jertfe nici pe departe. Cu o jertfă noi nu putem rezolva problema neascultării noastre. Sau a momentului în care noi călcăm un principiu. Așa sunt principii sfinte dumnezeiești. Și știți ce spune acolo Saul? Saul zice printre altele, pentru că două momente mari au fost în viața lui, când a greșit. Saul spune, zice, mi-a fost teamă de popor și am ascultat glasul. El era îngrijorat pentru că Samuel, pe de-o parte, nu venea. O stabili 7 zile când Samuel trebuia să vină acolo, să aducă arderea de tot, în prima fază, ca să lupte împotriva maleciților.
Și ne spune Biblia că Samuel o zăbovit peste timpul pe care l-a stabilit. El trebuia să aibă o liniște totală, pentru că totul era în mâna lui Dumnezeu. Totul este sub controlul lui. Și Dumnezeu, să știți că și pe noi ne pune în asemenea situații. Să vadă cum acționăm. Avem încredere în El? Păi Dumnezeu e la cârma evenimentelor. Orice s-ar întâmpla în ultimă instanță, Dumnezeu e stăpân. Nu se poate ceva întâmpla fără El. Nu se poate. Până și viața cuiva e în mâna lui Dumnezeu. Dacă El dă viață, este viață. Dacă El o ia, este luată, să știți. În mâna Lui sunt toate. Și Saul îi spune, am așteptat și am văzut că nu și am adus eu jertfa, ai lucrat ca un nebun. Așa îi spune Samuel lui Saul. Dumnezeu ți-ar fi întărit domnia, dar așa domnia ta este luată, este ruptă de la tine și va fi dată altuia mai bun decât tine. Și acolo el spune, mi-a fost teamă de popor. Pe de o parte era îngrijorarea că tu nu vii și în continuare atât de mult o crescut îngrijorarea, ce să fac? Am ascultat glasul poporului și am adus jertfa și nu era admis, era un mare păcat. El nu era și mare preot, el nu era proroc, el era doar împărat. Împărat n-avea dreptul să aducă jertfe. Și noi știm în final consecințele. Aș vrea în continuare să ne oprim la acest nu te îngrijora. Deci, primul lucru pe care vreau să îl subliniez, îngrijorarea este de al condamnă Biblia, este un act al necredinței. Este un act al necredinței, nu te îngrijora. În momentul în care eu mă îngrijorez, înseamnă că nu sunt un om care să am o credință, chiar dacă voi spune, Doamne, că de multe ori Tu știi că eu cred, și la alții spunem, frate, zice, dar cred, îi una a dori un lucru și alta este a crede că l-am. Alta a crede că Dumnezeu îl rezolvă și îl dă. În momentul în care eu cred că Dumnezeu îl rezolvă, până în momentul acela sunt liniștit, nu înseamnă că nu mă mai rog. Eu trebuie să mă rog în continuare, până când îl văd cu ochii. Dar eu cred că deja Domnul a rezolvat, dar doar nu a venit timpul pentru materializarea Lui. Dar înaintea Domnului, vis-a-vis de aspectul ăsta, vreau să întăresc un lucru. Toate lucrurile, să știți că sunt sortite în lumea spirituală, sunt hotărâte, adică, în lumea spirituală. De unor atunci când noi ne rugăm pentru o boală, pentru cineva, mai întâi verdictul este dat în cer la Domnul. Acolo e lupta, lupta în rugăciune, lupta în credință. Noi de multe ori avem impresia că dacă mă rog într-o deznădejde și disperare, Domnul ascultă, Biblia spune acolo, mare putere are rugăciunea, era amintită, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, dar cu credință, cu credință. Aia înseamnă mă rog cu credință, nu în disperare de cauză. Mă rog cu credință și aștept. Eu mă rog și aștept că Tu lucrezi la vremea potrivită. Am dus Domnului problemele mele și de acum sunt liniștit. Sunt liniștit. Dar de multe ori noi confundăm credința cu dorința. Dorința o fi mare, dorința doresc. Dar de multe ori nu cred. Atunci când noi nu ne mai îngrijorăm, nu ne frământăm, păi îngrijorarea te duce să nu mai ai liniște, să nu mai ai pace, să nu mai poți dormi, să te frămânți. Încă o dată, marile hotărâri se dau acolo, marile verdicte. Pentru cineva din biserică pentru care noi ne rugăm în vremea aceasta, au fost așa, zice, iată, e o perioadă de cercetare sus. Și acolo, zice, se va decide. Dar era pentru popor, pentru biserică, biserica să se roage totuși în dreptul lui. Biserica se roage pentru că, zice, e o perioadă, nu știm cât e perioadă, nu e lungă. Dar acum totul se hotărăște sus la Domnul. Dar e mare lucru atunci când există, sigur, și trag, când Domnul pretinde și din partea bisericii, în astfel de situații, să tragă în balanță rugăciunile, jertfele. Chiar să ai pe cineva care să mijlocească pentru tine, avea mijlocitori, e o mare binecuvântare. E o mare binecuvântare când treci prin casă, ai persoane care categoric să creadă, să mijlocească, să strige la Domnul pentru cineva. De aceea, încă o dată, îngrijorarea e un act al necredinței. Eu dovedesc necredință. Păi înseamnă că Dumnezeu îmi spune, nu te îngrijora că eu spor de grijă și eu mă frămân și le spun la toți problema mea. Păi de multe ori ne întâlnim așa unii cu alții și uneori numai lucruri negative. Asta înseamnă îngrijorare, frământare, nu credință. Ăla nu e act al credinței. A spune numai lucrurile negativiste. Cum e? Rău. Rău. Păi de ce e rău? Numai rău. Da, te-ai rugat Domnului, da, și bă, nu uite, nu mă ascultă, sau nu-i nimica, zice. Am întâlnit persoane care au spus, dar zice, cât să mă mai rog? Chiar acum, recent, aici se spunea, zice, că de atâta timp ne rugăm. Păi, dar stai că au spus alții înaintea noastră, la fel.
Spune acolo proroc, prin proroc, zice să mă mai rog și în luna a cincea și în luna a șasea. Da, să ne rugăm și luna a cincea și a șasea și în luna a douăsprezecea. Ne rugăm mereu, că asta trebuie să o facem, e datoria noastră. Că uneori Domnul îngăduie să ne rugăm mereu, că dacă nu ne-am rugat, să știți că am face altceva. Și am scădea spiritual. Și în loc să mergem în sus, am merge în jos. Dar Dumnezeu ne dă probleme și îngăduie tot felul de sări. Nu că n-ar putea, că Domnul ar putea dintr-o dată să rezolve problemele. Dar vede, dacă aș rezolva problema lui Eugen sau lui Samuel sau eu știu lui cui, problemele noastre, păi ei nu s-ar mai ruga atât. Dar dacă să-i ținem aproape de mine pentru timpul acesta și în perioada asta, am îngăduit problema să strige mereu, să se roage mereu. E una din modalitățile pe care Domnul le are de a ne păstra lângă El, la înălțimea aia pe care El o dorește din punct de vedere spiritual. Încă o dată să nu uităm, îngrijorarea este un act al necredinței. Vă asigur că un prim lucru pe care eu aș vrea să ne testăm, că și asta e scopul. Aici la studiu biblic este un timp așa mai noi nu suntem chiar așa de strânși de timp și în același timp avem mai multă libertate. Dar am vrea, vedeți, pentru noi, nu o să fie numai teoretic. Nu vă îngrijorați de 366 de ori, spune în Biblie. Rar, așa ceva nu prea găsești. Unul din versetele, din motorurile care sunt cel mai des menționate, de 366 de ori. Nu te îngrijora, nu vă îngrijorați. Dar eu ce fac? Mă îngrijorez, mă frământ? Îngrijorarea aduce necredință, frământare, tulburare, neliniște, nu mai pot să dorm. Și vom vedea în continuare și alte lucruri pe care le atrage. Un al doilea lucru pe care vreau să-l menționez, un al doilea motiv, îngrijorarea este nu numai un act al necredinței, ci este și un act al neascultării. Înseamnă că eu calc efectiv un principiu, un cuvânt al lui Dumnezeu. El îmi spune, Eugen, nu te îngrijora. Și eu mă îngrijorez. Și mă îngrijorez și mă frământ. Mă frământ. Înseamnă o neascultare. Era amintit aici mereu. Există mai multe păcate, forme de păcate. Nu sunt prea multe, dar una din formele acestea în care sunt incluse foarte multe atitudini ale noastre este direct neascultarea. Cum e neascultarea? Domnul îmi spune una și o fac alta. Domnul îmi spune clar, când îmi spune, vedeți aici e problema, nu te îngrijora și eu mă îngrijorez. Asta trece și drept neascultare. Efectiv nu ascult. Și mă frământ. Ce mare lucru să știi că Dumnezeu este la cârma evenimentelor. Încă o dată, un om care nu se îngrijorează, ăla se roagă. Un om care nu se roagă, ăla se îngrijorează sau care se roagă mai puțin. Nu e compatibilă îngrijorarea cu rugăciunea, să știți. Una pe alta se exclud. Unde este îngrijorare, acolo e mai puțină rugăciune. Unde este rugăciune multă, îngrijorare va fi mai puțină. Cu cât va fi mai multă rugăciune, va fi mai multă încredere în Dumnezeu, mai multă ascultare și mai puțină îngrijorare. Și în final chiar deloc. Să ajungi până acolo încât să te încrezi, e un lucru mare, să te încrezi în cuvântul Domnului. Toate să le primești, chiar o încercare care vine, liniștit, dar atunci vii pe genunchi și te rogi. Știți că eu am întâlnit astfel de persoane, e mare lucru să-i mulțumești lui Dumnezeu. Cineva îmi spunea, zice, frate, zice, a venit o încercare așa dintr-o dată peste familia lui, în familia respectivului, și a spus primul lucru, zice, m-am pus pe genunchi cu toată familia, am chemat familia să mulțumim lui Dumnezeu. Și pe de o parte toți erau cu lacrimi, erau într-o stare așa, și se uitau mirați, zice, haideți acum să mulțumim. Și în ziua aceea, de nu știu câte ori, câte altare, o zidit, și tot mereu cu mulțumire și cu mulțumire. Și problema a doua zi a fost rezolvată, au primit o altă turnură, o altă direcție. Dar liniștit, zice, am încercat, nu a fost ușor, e și o luptă cu noi. Noi de multe ori ne luptăm cu noi înșine, să știți, în noi trebuie să ne luptăm să putem depăși, să ai încrederea în cuvânt. A te îngrijora înseamnă a nu asculta, a mă frământa, a găsi eu soluții pe care de multe ori ne duc la alte rele. Că o verigă leagă o altă verigă, ca un lanț, așa. Niciodată când începi să mergi în jos, să știi că nu te oprești, ai făcut un pas și îmi revin. Astea sunt cazuri rare, izolate. În general, când ești pornit în jos, te cam duci. Te cam tot duci, până când ajungi undeva să te împodmolești. Rare cazuri când te poți redresa, trezi, reabilita, imediat să vezi și să te întorci. Pentru că, în general, un rău atrage un alt rău, până și o încercare. Și de multe ori poate a rămânea într-o încercare sau într-o stare, e funcție de cum noi știm să acționăm în momentul respectiv. De multe ori, să știți, chiar lui Iov, știți ce îi spun prietenii lui Iov? Îi spun așa, zice, Iov să fie încercat mai departe. Că vorbește, noi am citit cartea lui Iov de multe ori.
Să știți că și eu v-o greșit, păi de-aia îi spune Dumnezeu, cine e acela care mă întunecă prin cuvântări fără pricepere? Lui Iov i-o spune, nu la prietenii lui. Iov, despre care o zis Dumnezeu, zice, totuși el o vorbi mai drept decât cei trei, decât prietenii lui. Și totuși Iov acesta care o vorbi drept, când citim acolo, sunt unele afirmații care parcă ne și sperie, să știți. Și Dumnezeu când a venit și a stat de vorbă cu Iov, primul lucru îi spune, cine e acela care mă tulbură prin cuvântări fără pricepere? Așa i-a spus Dumnezeu lui Iov și Iov a zis atunci, suficient. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar ochiul meu te-a văzut. Și acum, zice, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și în cenușă. Odată mi-a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit, suficient. De-abia atunci s-a văzut el, atunci o realizat. Dar prietenii lui Iov i-au spus, zice, pentru că Iov vorbește așa, să rămână mai departe în încercare. De asta e un principiu, să știți. Știți că de multe ori din anumite încercări am putea foarte ușor să ieșim. Și n-am stat atât în ele. Eu am văzut situații și am trecut și eu. Altă dată e un timp în care trebuie să stai. Avem așa aici un bilet, în final ne vom ruga pentru el, nu știu, că nu se semnează cine l-a trimis. În disperare sunt mai multe persoane și n-au locuință. Și astăzi au venit, aproape zilnic sunt contactat de persoane care n-au locuință. Efectiv, pe stradă au rămas. Sau trebuie să plece în disperare, nu pot plăti chiriile, pentru că chiriile sunt foarte mari. N-am spus niciodată bisericii, dar fac aici o confidență astăzi. Eu sunt din frați și surori care cunosc problema. Din 80 până în 88 am stat la locuință comună. La locuință comună, părinții mei erau în Micălaca și aveau locuință. Socrii mei erau la Șoimul și ei aveau locuință. Și tot mă îmbiau mereu în timpul ăsta să mă duc să stau la ei. Sau alte oferte care erau. Am stat într-o locuință comună cu o altă familie. Nu știu dacă dumneavoastră v-ați imaginat. Că de multe ori noi auzim aici și probabil că am trecut pe acolo ca la rândul meu să pot înțelege anumite lucruri și eu, în măsura în care le pot înțelege, ca om. Nu știu dacă vă imaginați, intrare comună, holul comun, două camere aveam noi, două camere familia cu care am locuit. Bucătăria era comună, aragazul nostru într-o parte, aragazul familiei respective în altă parte. Masa noastră într-o parte, masa lor, baia comună și așa mai departe. Tot felul de programe, foarte mare atenție, 8 ani. Știi că de multe ori cu cel care este al tău în familie, păi am întâlnit frați de corp. Frați de corp care au ajuns la stări tensionale. Și la un moment dat și cu părinți uneori. Am întâlnit tineri căsătoriți cu părinți și au fost probleme. Nu a fost ușor. Și la un moment dat am zis, nu se poate. Am zis, Domnul a uitat. Și Domnul a spus, nu, n-am uitat. Stai acolo, zice, că acolo am hotărât pentru vremea asta. Și funcție de modul în care veți fi, așa va fi în continuare, dar asta e perioada. Noi am zis, Doamne, asta înseamnă că dacă Domnul mi-a vorbit la problema mea, pe care Domnul văd că o știe, noi am zis că e pierdută din atenție, din vedere. Am zis că Domnul nu se ocupă, cum unii spun, nu-L interesează pe Domnul locuința, cum să nu-L intereseze? Toate problemele îl interesează și sunt în atenția Domnului. Și Domnul a spus, fii liniștit, și știți cât a mai durat încă câțiva ani, că la Domnul timpul nu-i ca la noi. Și timpul ăla a fost hotărât, a fost stabilit și a fost vremea când s-a terminat, s-a încheiat. Când s-a încheiat, știți ce ne-a spus Dumnezeu? Ne-a spus așa, zice, dacă tot infernul spune nu, eu am spus da. Eu am iscălit și am aprobat. Și zice, dacă toți și oamenii și infernul vor spune altfel ce am iscălit, eu rămâne în picioare și rămâne valabil. Și vreau să spun că așa a fost. Împotrivire extraordinar de mare, tot eu numesc, am zis, uite când deschide Dumnezeu ușa. Deci este foarte important însă perioada aia, timpul ăla de încercare. Să nu te frămânzi, că și dacă mă frământam, vreau să spun că nimic nu realizam. Vom vedea ce aș fi realizat. Puteam foarte ușor și am fost tentat la un moment dat să acționez greșit. Un al treilea lucru, îngrijorarea, nu te îngrijora, cine se îngrijorare pe lângă cele două, necredință și neascultare, act al necredinței și al neascultării, mai este încă ceva, act al încrederii în sine. Încrederea în sine e un păcat. Înseamnă că eu iau viața mea și familia mea în cont propriu, în mâna mea, mă descurc eu. În situația prin care trec, mă descurc eu. Nu vrea Domnul să-mi rezolve problema, las că pot eu rezolva. Da, ce să pot eu rezolva? Nimic nu pot. Că mă împotmolesc și așa le încurc și le nod, de nu le mai deznodă nimeni. Eu am văzut persoane care au greșit în astfel de momente, ori acționat ei, s-au încrezut, ori încercat, uneori chiar cu oameni, cu anumite relații.
E foarte important în problema în care suntem, că sunt situații, nu sunt toate la fel. Fiecare are specificul ei, particularitatea ei, dar e foarte important de fiecare dată să ai o călăuzire. Uite, în situația asta prin care trec, ce vrea Domnul, ce spune Domnul? Să am o încredințare înăuntru meu, în Duhul meu, în ființa mea. Asta e foarte important. Că atunci poți să depășești ușor problema. Ești liniștit. Te rogi cu credință și chiar dacă vor fi momente în care nu vei vedea imediat. Eu rar am văzut când Domnul a spus, uite atunci. Ori trecut 7 ani, la problema care îi revin din nou, că mi-a venit din nou în minte un moment, 7 ani au trecut și după 7 ani și ceva, mi-aduc aminte, m-a sunat fratele Mitică Hanga și mi-a zis, frate Eugen, zice, fratele Pavele, a murit acum în Statele Unite, de la usul său, din Bihor, era un bătrân prin care Domnul vorbea. Zice, fratele Mitică, zice, uite, nu vii la rugăciune. Și m-am dus la rugăciune acolo și când m-am dus acolo la rugăciune, la pâncota la el, ne-am rugat și când ne-am sculat de la rugăciune, era problema locuinței, prima problemă. Deja era al 7-lea an, parol. Trecuse chiar al 7 ani, meream spre 8 ani, că exact la 8 ani de zile s-a împlinit lucrarea. Și zice fratele, când ne-a sculat, frate, zice, ai avut o cerere. Frate Eugen, zice, o cerere în dreptul tău și a soției și viza problema locuinței voastre. Și zice, am văzut mâna Domnului că a venit și a scris așa, zice, aprobat. Până în data de 30 mai, izbăvire, rezolvare. Și vreau să spun că în data de 29 mai, nu în 30 mai, în 29 mai am primit contractul pe locuință. Domnul când vorbește, el nu-ți vorbește. Am stat liniștit, am zis, Doamne, acum așteptam zilele să zboare, să treacă, bineînțeles. Și da și amin, perfect, exact, nu o fi eu, să te încurce, Dumnezeu nu te încurcă, Dumnezeu te descurcă. E adevărat că aștepți, dar rare ori când Domnul, dar 7 ani nu m-a spus, că dacă îmi spunea de la început, uite, 8 ani, poate eu acționam greșit. Spunea, nu se poate, e enorm, nu se poate, ești... Dar s-a putut, multe se pot, numai noi spune că nu se pot. Când Dumnezeu te ajută și tu vrei și ești deschis pentru Dumnezeu, poți depăși și Dumnezeu te sprijinește, Dumnezeu să ne dea lumină. Deci încă o dată, îngrijorarea este un act al încrederii în sine. Un act al încrederii în sine, mă încred în mine, mă încred în relații, la ora actuală, de multe ori se apelează. Mai venim, am întâlnit persoane, în final, după ce au apelat în toate părțile, atunci s-o gândit să apeleze și la Domnul. De multe ori Domnul chiar și atunci ne ascultă, dar sigur că nu e cel mai bine, cel mai plăcut. Să merg la Domnul în ultimă instanță, după ce s-o repuizat toate șansele sau toate relațiile, noi ca și copii al lui Dumnezeu, de aia ne spune de la început, nu te îngrijora, ci în toate lucrurile aduceți cerele voastre la cunoștința Domnului, pune-le la picioarele Lui și apoi tu trebuie să fii liniștit. Tu trebuie să fii pozitivist în vorbirea ta. Când te întreabă cineva, păi dar auzi mereu, cum e rău? Dar ce e așa de rău? Rău, totul numai negru, totul rău. Nu, trebuie să fim pozitiviști, bine. Am încredere în cuvântul Domnului, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Care e cuvântul mărturisirii? Cuvântul credinței. Cuvântul credinței este cuvântul, nu este cuvântul îngrijorării, ci cuvântul acela al unui credincios, al unui om optimist, încrezător în promisiunile lui Dumnezeu. De aceea doresc Dumnezeu să ne dea credință. Deci, îngrijorarea este un act al încrederii în sine, dar un alt lucru, îngrijorarea este o descărcare spirituală într-o direcție greșită, o risipă, o slăbire sistematică de putere. Am înțeles foarte bine acest lucru. Cine se îngrijorează, își descarcă omul spiritual, o orientare greșită. În loc să te orientezi pe rugăciune, în liniște, în studiul cuvântului, a persevera în cele sfinte, te orientezi într-o direcție, într-un alt traseu, într-o altă direcție. Și e o descărcare sistematică de putere. Dar atunci și greșești, nu se poate să te îngrijorești și să nu păcătuiești cu buzele. Să spui greșit cu gura ceva, le spui mai multe. Spui ba una, ba alta, uneori am întâlnit. Spun lucrul ăsta pentru că uneori chiar în rugăciune am întâlnit persoane care efectiv era o revoltă în rugăciune. Dar de ce așa? Dar de ce așa? Și nu se face așa ceva. Asta e chiar un păcat înaintea Domnului. Nu-i admis. Nu-i admis. Păi din moment ce suntem copiii Lui și El e Tatăl nostru, păi El știe de ce avem nevoie. El știe ce e bine și ce e rău. Biblia spune, dacă noi care suntem răi dăm lucruri bune copiilor noștri, oare Dumnezeul nostru, Tatăl nostru, care e desăvârșit,
mai desăvârșit decât orice părinte bun de aici, din lumea noastră. Oare nu știe când să lucreze și cum? Mai aici vreau să vă mai spun încă ceva. Uneori nu ne dă poate toată viața ce cerem noi. Și ăsta e un adevăr. Că vede, el vede, anticipează. Vede că dacă ne-ar da, poate am cădea, n-am ști să purtăm, n-am suporta anumite stări. Eu am întâlnit persoane care au vizat o stare materială mai bună și s-au rugat. Nu de mult cineva spunea, frate, zice, uite, era vorba de o persoană care merge foarte bine, adevărat. Uite, Domnul i-a dat și așa, cum eu și persoana aia cât de cât o cunoșteam. Am zis, frate, zic, nu trebuie să pui problema așa. Tu trebuie să te mulțumești cu starea care o ai. Fii foarte atent că dacă pui așa, începe așa o gelozie și o judecată greșită. Pe de o parte și pe Dumnezeu îl judeci că e nedrept, că acelui i-au dat și ție nu ți-o dat. Sau pentru el că și persoana respectivă era tot credincios. Nu i-a admis așa ceva. Și am încercat să-i spun așa cât am putut, dar cu multă atenție. Poate că Domnul dacă zădea ție tu, poate erai dărâmat, te trăgeau în jos. Poate tu orăreai cu biserica, poate te încredeai mai mult în tine. Uite ce am eu, uite cine sunt eu. Și poate uitai de alții, eu știu spre ce te-ai fi axat. La Domnul i-a dat lui și el se îngrijește și de alții. Și dacă nu-i problema lui, Dumnezeu are direct. Noi nu-i admis să ne gândim, uite-l ăla de ce și așa mai departe. Trebuie să fim liniștiți. Le vede Domnul pe toate. Eu în dreptul meu. Spuneam acum recent ceva și vreau să spun și aici, legat de problema asta, chiar a familiei, a copilor. Pare rău, sunt anumite judecăți greșite. Persoane care încearcă mereu să numere copiii lui alții. E mare lucru să ai harul să-ți numeri doar copiii tăi și să nu-i numeri pe alu alții. Aia înseamnă să nu te bagi în problemele altora. E problema lui și Dumnezeu o vede și o cunoaște. E un stăpân care le judecă pe toate. Nu să mă apuc eu să judec. Pe ăla, de ce așa, de ce așa, uite eu așa. Păi nu, Biblia nu permite așa ceva. Aia înseamnă deja tot felul de frământări, tot felul de lucruri care mă trag în jos, nu mă duc în sus, nu mi-aduc cinste înaintea lui Dumnezeu, ci din potrivă. Lucruri care nu sunt de competența noastră. Dumnezeu e suveran, El le vede pe toate. Eu să-i mulțumesc pentru ceea ce Domnul mi-a dat și să mă concentrez asupra casei și asupra familiei mele. Deci, încă o dată, a te îngrijora înseamnă o orientare greșită a energiei spirituale și a lucrurilor pe care Dumnezeu vrea să le pună în viața mea și în cortul meu. Și eu le canalizez greșit, le direcționez greșit. Un alt lucru pe care vreau să îl subliniez, a te îngrijora înseamnă o deturnare a planurilor pe care Domnul le are pentru mine, de bunoară și casa mea. Când mă îngrijorez, caut eu soluția, uneori chiar la nivelul unei biserici. Vreau să vă spun că și îngrijorarea spirituală trebuie să aibă o limită. O îngrijorare spirituală la nivelul bisericii, chiar a unei conduceri de biserică, dacă nu este sub controlul Duhului și așa cum vrea Domnul, să pot acționa greșit, tot felul de acțiuni greșite. Și asta trebuie să fie sub călăuzirea și sub impulsul Duhului. Toate să fie sub impulsul Duhului, altfel suntem oameni și suntem predispuși greșelilor. Când mă îngrijorez, pot deturna. Domnul are un plan și eu îl pot deturna. De bunoară, am întâlnit situații în biserici, nu undeva, chiar acum era o discuție vis-a-vis de o biserică, o îngrijorare a unei biserici, zice, uite, nu era lucrător. Și frații s-au îngrijorat și în pripă, e adevărat, e o problemă care trebuie să ne dea de gândit și trebuie să ne rugăm pentru ea. Aducem cauza înaintea bisericii, biserica se roagă și Domnul este cel ce... Noi trebuie doar să deșifrăm lucrătorul pe care Domnul deja l-a ales. Și noi pe acel asupra lui trebuie să vedem calitățile, valențele și ceea ce valoarea spirituală pe care Domnul a pus-o. Dar în biserica respectivă, ei, fiind luați de acea îngrijorare, erau marcați de ea. Au fost și provocați, acolo a fost și o greșeală din partea altcuiva, care i-a provocat și i-a lezat. A spus, păi zice, voi nu v-ați gândit la asta niciodată și numai, bă, așa, eu zdrobit cu anumite cuvinte. Și atunci, sub provocarea asta, ei s-au lăsat impulsionat, frământați, îngrijorați, gata, repede. Și ori pus în lucrare ceea ce nu trebuia să pună, care nu are nicio competență, nicio chemare din partea Domnului. Și acum sunt mari probleme în biserică. Deci chiar la nivelul unei biserici locale, dacă îngrijorarea îi prea depășește limita și nu este sub impulsul Duhului, se pot face greșeli. Dar nu mai vorbesc în viața personală a cuiva, îngrijorarea nu își are locul. Deturnarea unor planuri mari. Domnul are un plan și eu sub impulsul îngrijorării acționez. Nu e cineva care să fie îngrijorat și să nu încerce o soluție, încearcă. Și atunci, Domnul are un plan și eu
acționez sub altă formă și niciodată nu se va intersecta planul lui Dumnezeu cu planul meu. Și spun în timp, eu am întâlnit persoană căruia Domnul i-a vorbit că Domnul vrea să o binecuvinteze în mod deosebit și așa și așa. Și în final, persoana a luat-o în sens greșit și în America astăzi. Eu am fost convins că Domnul vrea să o binecuvinteze aici în țară, pentru că era totuși o persoană chemată în lucrare. Și sunt convins că, și am văzut aici, am realizat că Domnul a chemat-o. S-a dus acolo. Ce înfrângere are și ce dureri și ce amaruri. O deturnat, Domnul a avut plan de binecuvântare, aici s-a îngrijorat. Și a pus problema, cum a pus-o mulți. Nu pentru toții valabil. Uneori a avut reușită și Dumnezeu i-a binecuvântat. Dar nu pentru toții la fel. De aia am spus, fiecare are particularitatea lui și fiecare trebuie să știe în dreptul lui ce vrea Dumnezeu și cum să acționeze. Și s-a uitat la copii și a zis, mi-aduc aminte, că am și vorbit cu el atunci în ajunul plecării, cu ani mulți în urmă. Și a zis, frate Eugen, zice, pentru copii. Pentru copii. Și era un om destoinic aici. Și a ajuns acolo să greșeli mari, una peste alta. Pentru că oricât ai fi de mare, oricine ai fi, cu câtă experiență sau putere crezi că ai, în momentul în care își trage Domnul mâna și nu mai iese binecuvântarea, binecuvântarea nu e oriunde, să știți, e acolo unde Domnul vrea și unde noi trebuie să rămânem. Noi trebuie să depindem de Domnul, nu Domnul depinde de noi. Noi trebuie să depindem și depindem de Domnul întotdeauna, nu Dumnezeu de noi. Că lucrarea Domnului se poate face și fără mine și fără oricare dintre noi. Dar în același timp El are nevoie de fiecare dintre noi la locul nostru, cât rămânem în perimetrul pe care Domnul l-a hotărât. Eu am întâlnit familii cu mari probleme, care s-au îngrijorat în anumite momente. A venit un necaz și în necaz au acționat pripit. Unii au ajuns și la despărțire. Nu s-au mai reglat niciodată problema lor. Până astăzi numai amaruri și dureri și înfrângeri și regrese. Alții de altă natură, profesional, sub toate formele, tot felul de ispite și de încercări. Eu doresc Dumnezeu să ne ajute să ne încredem în Domnul. Ajută-ne, Doamne, să avem o stabilitate și un echilibru. E un lucru foarte mare, să ai un echilibru. Oricând și în orice împrejurare, să rămâi pe verticală, încrezător în Dumnezeu, că Domnul nu te lasă și Domnul îți poartă de grijă. Un alt lucru pe care vreau să-l spun cu privire la îngrijorare, ce am mai înțeles și de aici, a nu te îngrijora înseamnă în ultimă instanță și a te resemna, chiar atunci când nu înțelegi nimica. Uite, nu înțeleg ce vrea Domnul în situația asta, că să știți că sunt situații de astea. Situații în care efectiv nu știi ce vrea Domnul în situația respectivă sau în modul lui de a lucra. Îi peste înțelegerea și logica ta. Peste raționamentul nostru, Dumnezeu uneori se lucrează și așa, dar și atunci, efectiv, în ultimă instanță, îi o resemnare. Doamne, eu accept, nu înțeleg, nu știu de ce, dar dacă Tu vrei așa, eu sunt liniștit și aștept și las să lucrezi Tu, că știu că în final ceea ce lucrezi Tu este bine, e desăvârșit, că toate au un rost și au un rol. Aici, în textul nostru, foarte interesant, practic sunt ca și patru compartimente mari, când vorbește de îngrijorare. Zice aici versetul 25, zice, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, mai întâi, de viața voastră. Adică să ne îngrijim de noi, de viața, când zice, de toate cele care sunt necesare pentru viața care o am acum și în zilele care vor urma, în timpul din față. Nu vă îngrijorați de viața voastră, nu putem face nimica. Nu putem schimba nimic, să știți, eventual le putem schimba în rău. Asta e valabil însă pentru cei credincioși, nu pentru cei care nu l-au pe Dumnezeu, e vorba de noi, de credincioși. Pentru cei credincioși, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât rana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la înălțimea lui? Poți face ceva? Nu poți face nimic. În altă parte spune, poți face oare un fir alb sau negru, mai sunt care îl fac, da, îl fac ei, nu în ordine, că trebuie să-l facă mereu, că el e altfel de fapt. Dumnezeu, când cum îl face, așa este. Dar nu poți schimba nimica, trebuie să ai încredere în Dumnezeu, liniștit. Nu putem un adevărat copil, dar în același timp trebuie să acceptăm, chiar și atunci când o accept sub forma unei de resemnări. Totuși e mai mult decât atunci când nu accepți și acționezi tu greșit. Chiar atunci când te resemnezi, în ultimă instanță, spuneam. Și primul lucru aici am menționat în Matei este cu privire la viață. A doua îngrijorare, zice, foarte interesant, versetul 28.
Și de ce vă îngrijorați? De îmbrăcăminte, uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torni, nici nu țes. Adevărul este că toată viața ne frământă și ne îngrijorăm pentru două lucruri. Îmbrăcăminte și mâncare. Sigur, și casa pe care s-o avem. Pentru astea trei lucruri foarte mult. Aici ne concentrăm toată forța și toată energia noastră. Și culmea este că Domnul promite aleșilor Lui să poarte de grijă ceea ce este necesar, ceea ce trebuie, ceea ce este în dreptul nostru pentru fiecare zi. Domnul poartă de grijă. Deci, pe de o parte viața, pe de altă parte îmbrăcămintea aceasta și mâncarea. De ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii, ce exemplu frumos. Cum cresc crinii de pe câmp, ei nici nu torni, nici nu țes. Zice, vă spun totuși că nici măcar Solomon în toată slava lui, și Solomon a avut slavă, nu glumă, zice, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Zice așa, că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi iese, dar mâine va fi aruncat în cuptor, oare nu vă va îmbrăca El cu mult pe voi, cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor? Un al treilea lucru, zice, nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea. Ce vom mânca sau ce vom bea? Aici legat de acest gând, uitați ce spune aici în Luca, capitolul 21, versetul 34. Zice așa, citim și versetul 32. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul va trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și acum versetul 34. Luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze. Auziți îngrijorarea ce aduce. Să nu vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură pe de o parte, dar pe de altă parte și cu îngrijorările vieții acesteia. Și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Foarte periculoasă. Îngreuiat de mâncare și băutură sau cu îngrijorări. Om care e apăsat, frământat. Încercați să vă uitați unii la alții, uneori, dar subtil, nu așa în mod tendențios și să vadă cel de lângă noi. Dar așa, în general, când venim la adunare, imediat vezi un om îngrijorat. La mie mi s-a întâmplat, că m-au spus persoane cu care m-am întâlnit, frate Eugen, zice, ce-i cu tine? Ești frământat, ești îngrijorat. Imediat vezi pe mimica feței, că ai ceva, o apăsare, ai ceva și... Uneori treci pe lângă o persoană, când ești îngrijorat, nici nu o saluți. Nu neapărat, că s-a mai întâmplat așa. Păi uite, zici, nici nu mă salută. Ești așa de concentrat la ceva, la o problemă care te frământă și ești marcat de ea, te uiți, ai impresia, lași impresia că te uiți la cel care vine în fața ta, dar efectiv ai trecut pe lângă el și nu l-ai văzut. Dar și în biserică uneori, aici unde ar trebui să fim ochi și urechi, deschiși, destinși, încrezători că trebuie să aduce rugăciunile și Domnul le rezolvă. Și de multe ori și aici. Am întâlnit acum recent la Sibiu, mi-a plăcut o acțiune, am zis că nu e rea. Sigur, fără a face din ea neapărat o lege, atunci când faci un șablon, orice lucru care devine un șablon poate deveni periculos. Acolo, la un moment dat, în timpul serviciului, la jumătatea serviciului divin, s-o opresc. Și fratele se scoală la ambon și spune, eu zice, acum ne ridicăm în picioare și ne uităm unul spre altul, zâmbim unul către altul, dăm mâna unul cu altul, să vedem cine e lângă noi. Și e așa, un moment de destindere. Vreau să spun că mie mi-a plăcut. Că de multe ori poate cel de lângă noi ne uităm așa, eu știu, de problema mea, supărarea mea, aici, dacă am supărare, dacă intru în casa Domnului, trebuie să uit de ea. Să fiu descongestionat, să o las afară. Păi altfel nu pot, dacă vin cu îngrijorare aici, nu mă pot ruga cum trebuie, să știți. Nu mă pot ruga cum trebuie, rugăciunea este stopată. Și merită și asta, din când în când cel puțin. Merită făcut. Să vedem și de multe ori, mai ales că noi suntem vizitați de prieteni. Și prietenii care sunt, îl cunoști atunci în jurul tău, lângă tine, ai dat mâna. Eu cel puțin mi-am propus și am zis că vorbesc cu frații. Încă o dată, nu neapărat ca un șablon tot timpul, dar din când în când, așa, în mod spontan, trebuie făcut. Că de multe ori venim și unii nu ne cunoaștem, stăm așa posaci, nu toți, dar de multe ori problema mea și atât de mult m-a marcat că n-am văzut pe nimeni, n-am auzit nimic și mă duc acasă tot așa cu problema. Și nu e nicio rezolvare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Noi venim aici să fim descărcați, despovărați, eliberați, ușori. Să plecăm acasă plini de bucurie, că Domnul ne ascultă și Domnul este cu noi. Deci să nu uităm, luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură.
Pe de o parte, astea probabil ar zice cineva, astea cine are, alții nu au mâncare și băutură. Dar vedeți ce spune și cu îngrijorările vieții acesteia. Unul care e bogat, de bunoară și are bani, am putea spune îngrijorare de mâncare și băutură. Nu mai știe ce să cumpere și e plină masa și mai departe. Ăla se îngrijorează, mă, ce să mai cumpărăm nou, că ne-am săturat de ceea ce avem. Și asta e o îngrijorare lumească și negativistă. Dar altul care nu are posibilități financiare, să fie îngrijorat cu problemele, că, mă, ce cumpăr, ce mănânc mâine, că n-am nimica. Și problema asta îl poate stresa și îl poate la fel. Și aici spune să nu vă prindă ziua aceea așa. Dumnezeu să ne ajute să fim așa cum dorește El. Și un alt lucru aici, tot în Evanghelia după Matei, unde noi am citit textul acesta, zice aici în versetul 31, nu vă îngrijorați, dar ca o reluare a ideii, nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută Tatăl vostru cel cerești, știe că aveți trebuință de ele. Ce frumos zice, Tatăl vostru cel cerești, știe că aveți trebuință de ele. Acum eu vreau aici să spun, noi nu încurajăm aici, eu am întâlnit persoane care atât de mult s-au îngrijorat, un exemplu de îngrijorare, părinți care atât de mult s-au îngrijorat pentru copii din punct de vedere profesional, frământați ce va fi copilul meu. Și au încercat cu orice preț să facă tot ce au putut copilul să fie lansat și rezolvat. Noi nu încurajăm lenea, lenevia, oamenii puturoși nici pe departe. Noi trebuie să ne facem partea noastră, dar în perimetru pe care îl are Dumnezeu. Într-un perimetru. Când depășim perimetrul acela, atunci este îngrijorare. Vă spuneam experiența aia care am avut-o odată în 80. În 80 eram cu niște frați acolo la București, într-o împrejurare, și a venit o soră din provincie care, nu mai rețin exact locul, nu știu dacă nu era din Târgu Mureș. Sora a trebuit să rămână o noapte acolo și o dormi și ea acolo unde eram noi. Și la masă am primit-o să mănânce cu noi la masă și am discutat puțin și sora a început să spună de unde este, din ce biserică, așa mai departe, și în final ne-a spus, a început să ne spună de copiii ei. Era tare marcată de copii. Și a început să spună de copii, avea mai mulți copii și printre ei, ce să zic, una zicea că e doctoriță, aia nu e niciodată, altul spunea că e inginer, fiecare era pregătit în vremea aceea, în 80, era ceva. O femeie simplă totuși, dar vorbea cu mult patos și bucurie și la un moment dat cineva, unul din frații care erau cu mine, a fost puțin necăjit și a întrebat o soră, zice, ne-ai spus aici foarte mult, de jumătate de oră ne vorbești de copiii dumitale, profesional. Zice, văd că ai fost marcată și ai urmărit, a fost un obiectiv al dumitale, să fie lansați profesional. Dar acum spune-mi ceva, zice, de copiii dumitale spiritual, cum sunt, cum stau ei? La care femeia, ce să spun așa, eu nu mă așteptam la întrebarea asta, că nici nu m-am gândit. Eu nu mă gândeam la ea, dar așa a fost pusă. În momentul acela, efectiv, o amuțit și după aia, după un timp, așa o reluat foarte, foarte zdrobită, parcă se simțea incomodă de întrebarea care a fost pusă. Și a spus, frate, zice, fraților, zice, deocamdată copiii s-au, ne-au spus istoria după aia, s-au îndepărtat efectiv fiecare. Dar ei erau atât de bucuroase că copiii sunt lansați profesional și toți sunt realizați. Ce am înțeles eu după aia în timp, când am citit și astăzi din nou când am reluat versetele astea, am înțeles că părinții au fost îngrijorați și au vrut cu orice preț. Când te îngrijorezi pentru un lucru, poți face mari greșeli și tu să-ți canalizezi copilul în mod greșit. Sau o altă acțiune greșită, pripită, care în final să te coste foarte scump, dar să nu mai poți. Uneori sunt lucruri, vreau să vă spun, pe care nu le mai putem rezolva sau reabilita, să le readucem la normal. Sunt unele care ne pot costa toată viața și unele chiar și veșnicia, din pricina unor momente, a unui timp greșit în viața noastră, când sub presiunea acestor îngrijorări, noi să acționăm greșit. În final vreau să închei cu ceea ce spune aici în versetul 34. Nu vă îngrijorați, dar, ce frumos zice, de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însă și ajunge zilei necazul ei. E mare lucru. Auziți, nici pentru ziua de mâine, măcar Biblia nu ne dă voie să ne îngrijorăm. Nu mai vorbim pentru anul viitor, pentru ce va fi copilul când va fi mare, tot felul de frământări. Pentru azi mă concentrez în dreptul lui, îi por de grijă, mă rog pentru el, implementez cuvântul, îl sădesc în inima lui, ce trebuie să fac, fac, îl supraveghez și așa mai departe, mâine la fel și în fiecare zi. Ce va fi peste 10 ani? Ce va fi peste nu știu cât timp și așa mai departe? Ești liniștit,
te rogi și așa mai și toate la vremea lor, ajunge zilei necazul ei. Vreau să spun, de ce să mă încarc cu poveri care sunt din partea Domnului repartizate pentru anii care urmează? Și eu acum să-i accept și să iau poverile. Și poate uneori să sufăr în mod gratuit, că nu se întâmplă așa cum eu vreau. Și în mod gratuit suspin și sufăr și alte lucruri care Domnul nu mi le-a rânduit. Dar le iau eu, le accept ca niște poveri și Domnul le are pentru mine și nu le-a hotărât. Mă opresc aici și doresc Dumnezeu să ne dea lumină